Consilierii județeni Călărășeni au votat în cadrul ședinței ordinare din luna iunie actualizarea devizului de lucrări pentru portul de embarcațiuni ușoare, ce va fi construit pe malul brațului Borcea. Actualizarea devizului de lucrări aduce o scădere a prețului cu 20.000 de euro. Proiectul de hotărâre a fost introdus în ședință peste ordinea de zi. Proiectul numărul 8. Acest proiect este peste ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru actualizarea devizului general al obiectivului de investiții în dezvoltarea turistică a brațului Borcea Călăraș, port turistic de agrement. Grama, te rog frumos să intervii. Avem avize. Ești prezent aici împreună cu Fulga. Dați explicații de ce l-ați supus. Cred că e a treia oară, dacă mi-aduc aminte bine. Îl supuneți consilierul județean și la cei care au fost în mandatul trecut 2016-2020 și acum l-ați adus iarăși în actualitate. Vă rog frumos să spuneți ce s-a întâmplat. Stimate, domnule și domnul consilier, mulțumesc în primul rând pentru că l-ați aprobat pe ordinea de zi, peste ordinea de zi, într-un termen pe scurt. E vorba de o actualizare, ultima actualizare. Prima oară ați aprobat dumneavoastră studiul de fezabilitate și valoarea care a ieșit în urma studiului de fezabilitate. Acela a fost de vizit. Ulterior, după ce s-a scos la licitație publică pe PT și execuție lucrări, ofertantul a venit undeva mai jos. Cum era și firesc, oferta de la prețul din SF, din devizul general al documentației la stadiul studiului de fezabilitate, mai jos. A trebuit să aprobăm acea valoare și să o comunicăm și Ministerului, pentru că trebuie mereu să ținem această legătură cu Ministerul foarte strânsă ca să fie și informați de fiecare pas al nostru. Dar prezintă că este un proiect de finanțare de 18 milioane de euro. Da, este un proiect de finanțare de 18 milioane de euro și dumneavoastră ați aprobat, îmi cer scuze, n-am mai prezentat pentru că deja a fost aprobat mai multe ori. Prima diminuare a fost în jur de 800.000 de lei în urma licitației. Atât a coborât ofertantul față de valoarea estimată la nivel de studiu de fezabilitate. Ulterior a elaborat proiectul tehnic. Mi s-a predat proiectul tehnic și acum a fost o reglare, practic, a sumelor de către proiectant, unde a actualizat unele sume care au fost prevăzute în studiul de fezabilitate mai mari, astea sunt mai ieftine materialele acelea cu piață, față de anul trecut, și este o diminuare cu câteva sute de lei. Dar ideea e că trebuie să comunicăm și Ministerului mereu acest deviz actualizat. În conformitate cu hotărârea numărul 907, avem posibilitatea să actualizăm acest deviz și Ministerul solicită la faza actualizată după PT. Asta e ultima fază ca să știe fiecare cât avem noi comandări și cât are Ministerul. Deci, după întocmirea proiectului tehnic, da, avem o valoare mai mică. Da. Care e valoarea mai mică aprobată? În total cu 21.000 de euro față de SF. Da. Deci după licitație, da, avem mai mică în proiectul tehnic cu 21.000 de euro. Da. Da, întrebări. Ce am înțeles? Este a doua sau a treia oară când mi se spune că se face actualizarea devizului general. Este ok dacă proiectantul are obligația să facă devizul general în urma licitației. Păi nu mă interesează dacă această diminuare se face în urma unei valori mai mici de C plus M sau este vorba de celelalte capitole din devizul general, aici mă refer la proiectare, verificare, neprevăzute sau celelalte. Asta ar fi una, că tot vorbeai de niște materiale că au crescut sau au scăzut materiale, ceea ce îmi pune un semn de întrebare dacă ar fi așa. Da, asta e o primă întrebare și pe urmă o să mai intervin. Reducerea se face pe capitolul 4, în general, pe lucrări, pe construcții și montaj. Deci, evident, din asta este influențată și cota de diverse și neprevăzute. Dar este tocmai de asta și trebuie să o aprobăm și să o trimitem Ministerului, pentru că le afectează și cota lor de finanțare, adică se va diminua și de acolo proporțional. Bun, este în regulă. Făcând o mică analogie, faptul că la o licitație așa de mare s-a câștigat o diferență de 21.000 de euro, câți au fost? 1, 2, bănuiesc. Nu. Dar asta nu intră în discuție. Licitația, domnul Dumbrava, licitația a fost câștigată, propusă de noi, cu 1 miliard de mai puțin, 800.000 de euro. Licitația câștigată după competiție, licitația după SF s-a câștigat cu 800 mai puțin. Ați aprobat-o după ce s-a licitat, a venit și ați aprobat. Iar acum, când s-a întocmit proiectul tehnic, a fost PTU plus construcții. Am înțeles, domnule. La întocmirea proiectului tehnic, noi avem o valoare
finală mai mică cu 21.000 de euro. S-a licitat. După licitație, proiectul tehnic a ieșit cu 21.000 de euro mai puțin. Da. Pentru că n-a putut să includă sumele care au fost trecute în SF-ul să le aducă la valoarea pe care s-au propus. Alte două probleme și rugămintea mea, dacă poți să răspundă acum, dacă nu data viitoare, pentru că toți suntem la acest proiect de hotărâre. Am și eu, sunt întrebat și la rândul meu vreau să întreb executivul dacă acest golf pentru embarcațiuni este astfel proiectat, astfel încât dacă nivelul de apă, nivelul Dunării, Borcii de fapt, nu-i Dunărea, scade mult sub limită, embarcațiunile din acest golf rămân suspendate sau este proiectat astfel încât să nu fie există această problemă? Și a doua întrebare. Să vă răspund la întrebarea asta și după aceea punem și următoarea întrebare. Okay. Te rog frumos, de răspund la întrebare. În faza de studiu de stabilitate, am luat cotele minime și maxime ale fluviului Dunărea de la apele române și am prevăzut ca bazinul să fie mai adânc cu anumită adâncime decât, ca astfel încât la un nivel minim să nu rămână uscat, adică să avem apă în dar. Ok, mulțumesc. Și a doua întrebare este dacă acest autobuz este proiectat pentru alte atunci am să pun această întrebare și o să răspund data viitoare. Tot era anul, aveam aici. Dacă acest autobuz este proiectat pentru ape curgătoare. Da, nu, dar nu acum. Pentru data viitoare. Da, mulțumesc, domnule. Bravo. Domnule Mărtejean, ați ridicat mai vreți să interveniți? Bineînțeles. Domnul președinte și stimați colegi, investiția asta a început cu prima hotărâre în 21.13.2016 cu o valoare de 83 de milioane plus TVA la total și cu 64 de milioane plus TVA la început. După aia au mai urmat câteva corecții, să le spunem, cu evoluția. Și am mai dat. În 2019 am mai dat o nouă aprobare. S-a dus la 72,8 plus TVA, după care și în cel moment 53 plus TVA. În 24.03.21 am mai dat odată. 72 plus TVA, 52 plus TVA. Deci undeva în jur de 1.000.000 de lei a mai diminuat. Și acum ultima care o dăm, a spus dumneavoastră care sunt. Sigur că a trecut foarte mult. 4 ani. Problema este că avem și un contract de finanțare semnat în 2019, cu Ministerul Turismului, care ne cer o serie întreagă de minuni și astăzi nu mai cer o dată. Adică hotărârea asta o dăm tot pentru ei. Nu mai cer. Asta e... Sigur, a intervenit o situație de asta, de modificare a proiectării cu execuției la contractarea lucrării, lucru care nu a fost prevăzut niciodată, dar s-a venit cu o idee de genul ăsta, care, nu știu, era, e bună, cum vom vedea. Proiectul, vreau să vă spun, ca finanțare, de asta sunt îngrijorat un pic, el seamănă cu cele trei centre care s-au făcut în Ministerul Muncii prin cu același sistem de finanțare. Sigur că atunci era pe Ministerul Muncii, acum este pe Ministerul Transportului. Ăla îl cunoaștem, am discutat de nenumărate ori, e, nu știu, blocat, nu știu pe unde, dar mă rog, când se vede. Întrebarea este foarte interesantă. Dar nu știu ce a întrebat.
E, o voce. Ia zi, așa, una așa. Rămesc că un prieten. Da. Sigur că ar fi trist să se întâmple așa. Și nu cred că se întâmple. Eu știu că tu ești inginer. Da, și asta știu eu precis. Eu știu că ești domnul consilier Dumbravă, Virgil, mai devreme a spus câteva lucruri. Corecția minus nu îi se pare totuși o soluție care să aducă la un câștig. Eu spune ce se întâmplă astăzi în situația în care creșterile barilului de petrol urcă. Fierul vechi urcă. De valori, încă n-am intrat în el, că n-am văzut că... Nu te-ai mai băgat și în valori. N-am băgat, că n-am intrat în posesia lui. Acum văd că sunt întrebări. Dacă e suficient, dar... Nu, nu, Ilirio, tu trebuie să dai și un semnal de alarmă la ce se întâmplă la toate proiectele pe care Consiliul Județean le are. Stai liniștit, că eu tot timpul am tras. Bitumul s-a scumpit de 3 ori. Eu tot timpul am tras. Piatra s-a scumpit. Însă nu prea putem colabora în sensul executivului cu noi, care vreau să le facem. Să înțeleg că, cum vă înțelegeți cu domnul Samuilă? Nu, nu, dar și eu pot. Deci să înțeleg că asta de spuneți acum, că nu colaborați. Domnul Samuilă. Ați înțeles bine, să. Atunci cum să o pun eu, când... Nu guvernăm? Nu guvernăm noi, local? Ați făcut niște analize, atât în comun, că domnul Vârtejan e în opoziția PSD-ului. Nu sunt opoziție, că nu este într-o poziție. Constructivă. Deocamdată suntem la putere locală din județ și în opoziție la nivel de țară. Deocamdată. Dar aveți răbdare. Cei care sunteți la Pro-România. La dumneavoastră mă refer. Am fost fără dumneavoastră ca de județul. Nu vreau să vezi că ai spus de partid și ar putea să ai dreptul la replică. Sigur că... Dacă cere dreptul la replică... Chiar aștept. A, deci tu provoci? Da. Bine, domnule consilier. Asta ne refere la... Deci asta e la problema care vreau să știu. Însă hotărârea noastră de astăzi, conform contractului de finanțare pe care trebuie să fie soțit și prezentat și nouă. Grafic de execuție, cu valori, având în vedere că este un multianual, el are termen 4 ani plus 2, dacă se întâmplă ceva un accident financiar. Vreți să primim răspunsul acum? Nu, nu, trebuie să aprobăm. Așa vrea ministerul. Așa de. Însă, o potim? Iați să citi bine. Eu l-am în față. Contractul de finanțare l-am în față. Eu l-am citit bine. De-aia v-am spus să stați în liniște că nu e bine. Nu e bine. Deci, eu de asta spun că hotărârea de astăzi nu este completă, în sensul că nu avem graficul cu care a rezultat în urma contractării. Cu contractării. Nu se semnează de executiv? Aici semnează, se apropă de... Acest minister, este finanțatorul bugetului din bugetul de stat și ne transferă nouă bani, dorește acest lucru. Asta l-a dorit și ceilalți înainte. Este o metodologie. Și ei vor să știe cât facem anul ăsta, cât avem noi prins în bugetul local, județean respectiv, cât ne alocă ei, solicitând noi. Noi trebuie să solicităm pentru anul ăsta, atât vrem de la bugetul ăsta. El trebuia să l-aibă prins în bugetul care s-a aprobat, 25 s-a aprobat, numărul legii de buget. De asta e. Hotărârea noastră nu mă răspunde la ce trebuie să răspunde. Noi trimitem o... Urmează o completare. Nu, nu. Trebuie făcută hotărârea de maniera în care să le răspunde la ce cer ei. Deci noi dăm o hotărâre care nu-i completă. Da. Așa a spus Liviu. Referitor la prima problemă pe care ați explicat-o, comparația cu pinurile, o înțeleg, are logică ce spuneți, însă știți, este ca... Mulțumesc, dar nu vă referiți. Am înțeles. Deci, pe această componentă, la actualizarea graficului,
graficul a fost stabilit la nivel de PT și l-am transmis la fiecare fază și în fiecare an ministerul ne-a cerut ca să știe în ce stadiu sunt și când dă drumul la lucrări. Nu știm. Le-a comunicat asta. Nu știm. Ultima a fost comunicată la faza de PT și execuție, când, proiect, când antreprenorul general, împreună cu subcontractantul, proiectantul subcontractat pentru elaborarea PT-ului, au stabilit în ce termen termină lucrările. Așa este graficul pe care l-am transmis ministerului. Acest grafic nu se actualizează și nu l-ați aprobat lucrările PNVL sau CNI pe care l-ați avut. Noi avem obligația să cunoaștem proiectul. Asta e cu totul altceva, vă pune la dispoziție proiectul tehnic. Nu, cu grafic de execuție. Cu tot cu grafic de execuție. Nu, da. Trebuia pus la dispoziție. Deci, nu să ne puneți la cererea noastră. Când la aprobăm, înseamnă că le-am însușit. Astăzi, dacă vă uitați în proiectul de hotărâre, vorbim doar de o actualizare a devizului general, în conformitate cu hotărârea Guvernului 207, care spune că la orice moment este necesar, se poate actualiza devizul general. Când la fel se poate face termina. La fel se pot face revizii ale devizului pe perioada de 3-3-3-3. Sunteți părinți. În 2017, până în bani, în PNL-ul nu-i poate. S-au schimbat 3 miniștri. Într-un final, în 2019, am semnat acest contract de finanțare. După semnarea contractului de finanțare, a venit prima solicitare de la Ministerul Turismului. Tot la care a lăsat? Nu, iată, următor. Tot trif? Nu mai e. La Ministerul Turismului am primit prima solicitare în care se ne întreabă și ne în cât timp facem licitații. Am făcut licitația, termenul a fost depășit și am trecut în anul 2020. Am avut pandemia, a fost atribuită lucrarea unui câștigător în urma execuției, în urma licitației, iar astăzi acest PT, că de fapt aprobă niște indicatori tehnico-economici, valoarea finală a lor, nimic altceva, Ministerul nu poate veni o altă suplimentare de aprobare a acestor indicatori, pentru că asta e valoarea finală a PT-ului pentru lucrările de execuție care vor fi efectuate pe malul brațului Borcea. 2. Lucrările vor începe, am discutat cu Rom Silva și în speță domnul director a spus că în următoarele 3 săptămâni va ridica masa lemnoasă proprietar fiind Rom Silva. Ordinul de începere e doar o formalitate de a fi înmânat constructorului și lucrările vor începe acolo. Noi am transmis către minister o altă solicitare și anume, o altă informare și anume decontarea cheltuielor care se efectuează din acest proiect, respectiv proiectul tehnic, pentru că la faza asta sunt. Ministerul ne-a mai solicitat ce lucruri vom executa în perioada următoare și pe lângă organizarea de șantier, împreună cu constructorul, după ce îi vom da ordinul de începere, îl vom înmâna, vom ști exact până la 31 decembrie ce bani vom deconta și, bineînțeles, ce vom cofinanța din Consiliul Județean. Despre asta e discuția. Domnul Vârtejan, haideți să trecem și la vot. Haideți. Da? Mulțumesc. Cine este pentru proiectul numărul 8? Cine este pentru? Nu, stați, nu, dreptul la replică. Stați puțin, nu. Nu, hai să amânăm votul. Avem dreptul la replică, nu? Stați puțin, așa ca capul României. Domnul președinte, referitor la ce a spus domnul consilier Vârtejanu despre pro-România, vreau să vă spun că nu am nimic de spus. O să intervin domnul Vârtejanu. Ați răspuns. Replică la replică. Ai intervenit ceva pe proiectul ăsta? Nu. Domnul Vârtejanu. Vă pun la vot proiect pe aprobare proiectul numărul 8. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu 29 de voturi, proiectul numărul 8 a fost aprobat.